În zona Scala vom avea un parc cu bănci, statui și fântână arteziană, un bloc cu o fațadă complet refăcută și un cinematograf funcțional, spun reprezentanții administrației locale. Despre investițiile care urmează să se facă în această parte a orașului s-a discutat în ultima ședință de Consiliu Local, când consilierii și-au dat acordul pentru proiectul tehnic privind lucrările de creștere a eficienței energetice a blocului de locuințe Scala. Pentru amenajarea zonei, primăria va organiza un concurs de proiecte. Zona verde, bloc anvelopat, cinema terminat, sigur că s-o să se schimbe mult zona respectivă. Da. Dar atunci du la final cum o să arate zona. Investițiile unde? Domnul Dan Curea. De n-a renunțat la ideea cu statuia Mihai Viteazu. Se lucrează acum la documentație pentru un concurs de proiecte. Absolut necesar, ne l-a impus cultura sau direcția, nu direcția de cultură, legislația pe cultură. Nu se poate face achiziție directă, din acest punct de vedere e nevoie de un concurs de proiecte. Acum lucrăm la documentație și o să vă propunem spre aprobare luna viitoare, dacă suntem da, sănătoși. Da, în zonă o să avem și o fântână arteziană, știți dumneavoastră care ziceți mai vechi pe aici prin Zaleu. Acolo avea, într-o locație, exista o fântână, o să o punem în valoare și sper să fie o realizare frumoasă acolo.